chef mare azi noapte la primăria Dănești. Petrecăreții au jucat și au băut fără să se sinchisească de ce ar putea spune localnicii. Chiar și primarul a fost prezent la petrecere. Cheful le-a fost stricat însă de jurnaliștii care au ajuns la fața locului și le-au bătut la ușă. Petrecăreții au blocat imediat intrarea, au oprit muzica și au stins lumina. Din cauza alcoolului au devenit chiar și agresivi. Haideți să vedem împreună cum s-a întâmplat totul. Mamă, ce se chefuiesc, frate! Dar ce ai aici? Chef la primărie? Spune și nouă ce sărbătorite aici? Ziua bărbatului? Ce sărbătorite aici, în primărie? După ce au fost descoperiți de jurnaliști în timp ce petreceau dezor chiar în sediul primăriei, cheflii s-au blocat în sala în care în mod normal se desfășoară ședințele de consiliu local. După ce au văzut că sunt filmați cu muzica dată la maxim, petrecăreții au decis să țină de ușă și să stingă lumina. Acum încearcă să găsească un motiv pentru această situație. Unii dintre petrecăreți au sărit pe geam și au luat-o la fugă prin via din spatele primăriei. Petrecăreții și-au pus gecile în geam pentru a nu fi filmați și fotografiați. Un cetățean care fusese pe afară să respire aer curat și-a făcut apariția. Bună seara! Ce faceți? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă aici? Chef? Nu știu dacă e chef. Da, e... Da, o întâlnire între oameni. Chiar în sediul primăriei, la această oră? Da, la... Se juca, se consuma băutură. Se juca? Se juca. Muzică dată la maxim. Se juca? Asta știți. Dar voastră, cine sunteți? Un cetățean al comunei. Nu lucrează la primărie? Nu, nu, nu. Dar vi se pare normal ce se întâmplă? Să se joace, să se distreze aici. Nu știu ce să vă spun. Ce să vă spun? Ziua bărbatului. Poftim? Ziua bărbatului, sărbătoriți. E posibil și asta. Sărbătoriți ziua bărbatului? De cine vă trimis aici? Dar de ce țineți ușa închisă? Este primăria dumneavoastră? Ne permite să intrăm înăuntru să vedem ce se petrece? Nu se poate. De ce? La ora asta? Dar dumneavoastră puteți veni la ora asta aici? Da. Cine sunteți? Voi în ce calitate veniți aici? Noi de reporteri. Dumneavoastră? În ce calitate? Sunteți angajat? La primărie? În ce calitate veniți voi la ora asta aici? Domnul primar, unde? Cine v-a deschis? Fac focul. Fac focul? Și domnul primar nu știe ce se întâmplă? Deci eu fac focul. Cei doi s-au contrazis în privința paharelor de vin consumate. S-au băut aici cele 44 de pahare? Da, da, nu, da. Nu. Puteți să... Aici puteți, spuneți asta, domnule, da. Da. 44, nu știu dacă 44 de pahare. E jenant. Domnișoară, crezi dumneatale că se poate bea de un om 44 de pahare? Domnul primar, de unde a dispărut? Bă, la mine nu e, poți să mă cauți. Nu e primarul. Spuneți-i fetii că nu este primarul. Cetățeanul turmentat i-a invitat pe jurnaliști înăuntru. Haideți înăuntru, domnule! Haideți înăuntru, ce dracu! Păi ce dracului este... Și noi vorbeam de oră. Lasă-te, domnule! Deci crede-mă! Extraordinar! N-au oamenii ce dracu să vadă mai mult decât două, trei sticle de vin. Fochistul a deschis ușa primăriei, dar nu a vrut să recunoască nici ruptul capului că se chefuia în instituția publică, după care a găsit un punct de sprijin în poarta din fața sediului.
De ce nu ne primiți așa? Da. Păi dar nu știu de ce căutați voi. Să așteptăm să strângeți băutura de pe masă? Nu-i problemă că așteptăm. Care e problema voastră cu băutura? Problema noastră e cu primăria. Nu știm cine sunteți dumneavoastră, dar problema e că se întâmplă într-o primărie. Ce se întâmplă? Chef. Ce chef? Ne deschideți sau sunăm la 112, că n-avem încotro. Să mă dansează când e treaba lui, dumnealui, da? Nu, acum. În seara asta nu dansă? Nu are, păi și ce, nu are dreptul să danseze? În primărie. Nu în primărie. Aici e primăria. Poate să danseze pe unde vrea dumnealui. Show-ul cu fochistul a continuat. Dar de ce nu ne lăsați să intrăm înăuntru, dacă nu e nicio problemă? Păi acum, la ora asta? Păi dumneavoastră cum stați la ora asta? Să fac foc. Și ceilalți? E problema mea când trebuie lemne să sparg, da? Ceilalți sparg lemne? Da. Păi cam săreau în sus, jucau. E problema, lemnele trebuie să sară în sus, sau cum? Țin sau consumat băuturi alcoolice? Nu. Deloc? Nu. Domnul a spus că da, că e masa plină de băutură. Nu, e, sunt băuturi alimentare. Fochistul a făcut chiar și o demonstrație cum taie lemnele și acestea sar pe ritmurile muzicii, dar a găsit și o sticlă cu vin. Ce aveți acolo? Localnicii au auzit de cheful dat chiar în incinta primăriei. La fața locului a ajuns chiar și un consilier local, iar apoi petrecăreții au început să iese din sediul primăriei. A fost și domnul primar aici cu dumneavoastră. A fost, da, și s-a simțit bine și ne-am recreat și noi. Cu domnul primar, seara, la primărie. Dar unde i-a fugit? De ce v-ați stins lumina? De ce v-ați închis înăuntru? Eu nu știu care e problema. Explicați-mi și mie, nu a fost problema de primar. Ne-am simțit și noi, venim cu o bărbață. Ați venit cam târziu. Din păcate am ratat. Ce ați auzit? Păi așa am înțeles și noi, ieri, alaltă ieri, s-a auzit pe aici că se dă 10 lei de persoană ca să vină oamenii la chef. Dar din când păcate... dansau în primărie, cum vi se pare? Din păcate nu s-a invitat toți oamenii din satul ăsta. Strigături la cer, se vede. Ce-i strigător la cer, mă? Până la urmă, un localnic a lămurit situația, iar petrecăreții au dat cărțile pe față. Pentru a face și noi o distracție de 9 martie, în primul rând, am zis cu domn primar, am vorbit să ne lasă în primărie să... Și a zis, da, e spațiu public, care plătim și noi impozite, plătim totul. Așa. Și s-a știut peste tot. Peste tot s-a anunțat în toată comuna. Cine a putut contribui, au contribuit. Adică s-au pus și bani pentru petrecere? Da, noi! Totul s-a încheiat cu îmbrâncel, iar poliția și-a făcut apariția într-un târziu la fața locului. Du-te acasă, te rog eu frumos. Și goditule, pleacă de aceea. Deci pleacă de aceea. Deci tu ca om în comuna asta, deci nu mai treabă cu noi. Pe domeniul public. Nu mai treabă cu noi. Băi, ești nenorocit, bă. Domnul colonel, sunt pe domeniul. Ești nenorocit, du-te acasă. Domnul colonel. Pleacă din fața mea. Păi nu, dacă... Păi domne, e de bătut. De ce e de bătut dacă e chestia asta? Nu avem un spate. Sunteți maturi. Băi, voi sunteți normali. Dă-te-mă, microfonul. Vrem să știi și noi... Pentru ce v-au chemat? Pentru ce